Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, da, e 27 februarie, e penultima zi a lunii, mai avem 28, că nu e an bisect, și iată că a trecut și iarna. Nu-mi venea să cred că o să avem parte de o iarnă așa ușoară, eu nu mi-aduc aminte să fi prins vreodată temperaturile acestea, mă refer la faptul că a venit primăvara mai devreme, nu mi-aduc aminte. Da, există o credință populară că dacă iarna a fost călduroasă, va fi și vara. Și cineva spunea, nu te bucura că am avut atât de caldă iarnă, pentru că la vară o să umblăm cu limba rulou. Zic, bine frate, vom umbla cu limba rulou. Nu știu de ce mie îmi place mai mult căldura decât frigul și când îi vedeam pe mulți extenuați, eu chiar nu aveam treabă. Da, am avut un an, 2 ani. În care efectiv transpiram aici în direct. Nu știam cum să mă șterg cu batista în fața dumneavoastră, dar n-am cum să fentez. Nu am cum să fentez. M-a întrebat cineva care e diferența între radio și televiziune. E, la radio, în timp ce vorbesc, poți să fac așa, să ăsta, omba cicuena, omba mocheseța de-asta, povestiri istorice, poți să gesticulezi. Dacă îmi intră cineva, poți să fac semn, nu mă vede nimeni. Da? Dar la televiziune, gata, te-ai instalat, te-ai pus în fotoliu, bățos. A, nu-i stilul meu. Bățos, nemișcat, nu zbârne nici musca. Ați văzut că eu prin țânțari în timpul emisiunii. Deci cineva a zis, bă, dar ai putea fi acuzat de crimă. Ai omorât ieri. Ce-am omorât, frate? Un țânțar. Păi, dar ce? Dacă e regula, care pe care, nu? Dacă nu-l curățam eu, poate mă înțepa el, da? Bun, am revenit, dragi telespectatori, am plâns ieri toată ziua, gata, s-a spart USL-ul, dar cea mai tare lovitură la care nu se aștepta nimeni, lovitura zilei, a fost demisia domnului Călin Popescu-Tăriceanu din PNL. Se pare că dumnealui își face o altă formațiune politică, încercând acum, nu știu ce... să refacă USL-ul. Dumnealui dorește să se asocieze din nou cu formațiunea dumnealui, care încă nu există, cu PSD-ul, acuzându-l pe crime de diverse... Nu vreau să intru în detalii, lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Cineva, da, un vechi proverb chinezesc spune, dă-i timpului timp, și nu vreau să mă hasardez în afirmații pe care ulterior le-aș putea regreta. Pentru buna dumneavoastră informare, mă voi limita la a vă citi unele articole și atât, nu o să comentez. De ce? Încă nici eu nu mi-am format o opinie clară despre tot ce se întâmplă pe aici, dar știu și am auzit, nu știu cât e de viabilă povestea cu Crin Antonescu președinte, Traian Băsescu prim-ministru, dar deja mă scutură frigurile. Eu cred că în momentul în care Crin Antonescu a anunțat ruperea USL-ului, la Cotroceni, domnul președinte Traian Băsescu a făcut yes! De ce? E un mit popular, căci că în momentul în care s-a terminat a doua suspendare, domnul Traian Băsescu a chemat la el șefii serviciilor secrete, niște colonei în rezervă înscriși prin PDL, a făcut un comandament secret care a lucrat din plin la desfințarea USL-ului. Care, ci că, dar nu cred, l-ar fi filmat inclusiv pe domnul Crin Antonescu pierzând sume, nu știu cât de mari, la poker, avându-l cu ceva la mână. Nu știu. Chiar nu știu. Și încă ceva. Nu prea cred. Dar s-ar putea să fie. Încet, încet știți că ies lucrurile la suprafață. Acum ce va fi mai departe? Vrei, nu vrei? Bei on it, cavei. Eat on a tashfer. Tashfer kelemen hunor. Care deja cântă aia, știți? Cânte celul ăla popular maghiar. Moit hoetzer șoc pinzemles felul corefilure. Dacă o să am bai mulți odată, îmi urc în avion. Da. Kelemen hunor e în avion. Vedeți că toți ziceau că se poate și fără UDMR. Iată că dumnealor demonstrează că nu se poate. Nu știu, USD-ul susține că are 55% fără UDMR, dar probabil cu UDMR cu tot are deja 62%, nu? Un calcul simplu aritmetic. Atunci, de unde să, până unde să fie Crin Antonescu viitorul președinte a României? Nu știu. Sâmbătă, ci că UDMR-ul va da răspunsul, dar de ce? Dumnealor au cerut un lucru.
să fie acceptat peste tot în România steagul Secuiescu, unde există filială UDMR și dorește să-l pună sus, să-l pună, frate. Sincer, n-am absolut nicio treabă cu steagul Secuiesc, dar am simțit ieri așa o amărăciune în suflet când am văzut ce fac băieții ăia la hockey. Nu, i-a bătut steaua acolo la Miercurea Ciuc și unul dintre jucătorii steliști a avut steagul României pe umăr și a fost împins de jucătorul de la Miercurea Ciuc, Pal Ondraș. L-am brâncit, erau să se bată. Pentru ce? Pentru că a avut steagul României. Păi, despre ce vorbim aici? Despre respect. În nenumărate rânduri, când au fost astfel de incidente, am spus, e un caz izolat. Dar deja eu m-am săturat să spun, e un caz izolat. Mi se pare că la un moment dat ăsta va fi un trend. Unde vezi român cu steagul României, te-aș fer, ușel necheia, dă în cap. Asta mi se pare că la un moment dat va deveni o modă, va fi o tendință. N-aș vrea să se întâmple asta, sincer. Aș fi dezamăgit. Da? Bine, dragi telespectatori, da, UDMR ce că e gata să facă pace, să-l înghită pe Voiculescu ca să intre în guvern. Zice domnul Ponta că e puțin supărat pe Arafat. L-a rugat încă o dată să fie ministru al sănătății și a refuzat. Eu chiar îl simpatizez pe Raed Arafat. Noi, și când spun noi, mă refer la tot poporul românii, datorăm respect acestui om. Vin suedezii, vin austriecii, vin finlandezii să învețe de la Arafat cum a făcut el smurdu. Metoda de succes 100% românească cu influență palestiniană. Da, să ne aducem aminte că domnul președinte Băsescu la un moment dat voia să zboare, că zicea, nu Arafat a făcut, sistemul a făcut. E, și când lumea a ieșit în stradă și a spus lunea Traian Băsescu că totuși Arafat a făcut smurdul, nu sistemul. Sistemul românesc este putred și corupt până în măduva oaselor. Nu e mare diferență față de sistemul ucrainean, să știți. Părerea mea sinceră. Da, mai există și oameni corecți. Aceștia luptă din greu. Luptă din greu și se pare că unii dintre ei s-au convins că bat pasul pe loc. Că nu prea e loc. De ce? Sunt atât de bine unse rotițele acestui angrenaj corupt, încât cei care vin cu ambiție, cu dăruire, cu abnegație, vin să lucreze, să facă treabă, sunt pogniți în freză. De ce? De corupție. Despre asta ar fi vorba. Da, Ponta spune că i-a propus încă o dată lui Raed Arafat să preia portofoliul sănătății, dar a fost refuzat. Sunt puțin supărat pe domnul Arafat. L-a rugat încă o dată să fie ministru al sănătății și m-a refuzat. Mi-a spus că are jobul lui la departamentul pentru situații de urgență. Ar fi fost un foarte bun ministru al sănătății, a spus Ponta la Antena 3. Premierul Ponta nu a vrut să dezvăluie niciun nume pentru portofoliile de miniștri pe care liberalii le-au predat, dar a afirmat că din noul cabinet vor face parte miniștrii PSD care sunt deja în actualul guvern, scrie Evenimentul Zilei. Așa, ce ai adus? Da, avem și aici, nu avem aici, avem aici. Oi, da, este. Dragi telespectatori, a sosit momentul să vă facem cățelul fericit. Avem telefon deja? Ho, ho, a sunat cineva. A sunat pentru concurs, da, cu cine stăm de vorbă? Bună dimineața. A sunat pentru concurs, da, cu cine stăm de vorbă? Bună dimineața. Alo. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Pentru concurs s-a sunat. Gata. Este ceva concurs? Vasile, tu ești? Este cumva domnul Vasile Deac. Eu recunosc cu vocea. Ai câine, Vasile? Da. Ai câine? Da, după concursul. Ai câine? Uite, de 3 zile încerc să te sun să poți să îndrept tabloul ăla din spatele tău că stă strâmb. Care dintre ele? Ăla cu floricică sau celălalt? Fix ăla din spatele tău. Fix din spatele meu. Ăsta, da? Nu, lasă floricică. Ăla, stai, 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 stai. Ăla. Da. Ăla e strâmb. Așa, e strâmb. Acum, ia spune-mi tu. Acum e bine, ia spune. Să încerc. Acum e perfect. E perfect, așa e? Asta am vrut, bă, să spun, bă. Așa, da, Vasile, da, uite-te bine, celălalt nu e strâmb. Acum e bine, bă. Vasile, celălalt nu e strâmb. Fii atent. Da, e foarte fii atent. Deci, Monk
îi zero. Așa? Zi mai departe. Deci eu ți-am văzut tabloul strâmb și m-a deranjat. Și de trei zile încerc să te sun, să spun să îndrept tabloul ăla. Da, probabil s-a fost greu. Dar nimeni din regie nu a văzut că e strâmb tabloul ăla. Probabil ți-a fost greu să găsești numărul nostru de telefon, dacă de trei zile încerci să mă suni. E afișat pe ecran, nu? Duc la patru, dar n-am văzut să sun personal, să nu te deranjezi din emisiune, dar acum l-am stat pe personal, dragi telespectatori, Vasile... Deci, eu nu mă trebuie să zici da. Politica, nici sportul... Vasile este un telespectator astea. Fidel care, vedeți, eu respect pentru că ne-a sunat să ne spună că stă strâmb tabloul din spatele meu. Da, Vasile, ai câine? Am. Ai. De care câine? Are patru picioare, două urechi? Da, patru picioare, două urechi, și foarte bani, foarte ridicat în sus. Așa. Uite, noi avem Johnny îl concursul. Cheamă. Johnny îl cheamă. Și știu ce fel de Johnny. Johnny Macaroni ai pus numele, nu? Uite, Vasile, noi avem 10 kg de mâncare, thank you, oferite de Gamma and Gamma, number one. Pentru că ne-ai sunat, nu o să-ți mai punem întrebări cine produce mâncarea sau cum se numește, ne-ai sunat și ne-ai spus de tablou, îți oferim astăzi, tu ai câștigat premiul, ești așteptat să vii după el, o să-ți faci cățelul fericit, o să mânce bine o perioadă, îi spui că a venit Crăciunul, dar nu o să te creadă. Bine, okay, Vasile, okay. Îți mulțumim pentru apel. Uite că am îndreptat tabloul și te mai așteptăm la ceaiul de dimineață și, bineînțeles, în cursul zilei de azi să îți ridici premiul, da? Oricând, oricând. O zi bună, salut! Dimineață, numai bine, Doamne ajută! Da, dragi telespectatori, să trecem la revista presei. Avem amândouă cotidienele locale. O să începem cu Gazeta de Nord-Vest, care titrează: Nord-Vest TV este recepționat și în județul Bistrița-Năsăud. Da, suntem deja așa. Județul Satu Mare, parțial Maramureș, Sălaj, am ajuns și în Cluj, acum și Bistrița. A? Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița. Sunt deja 5 județe. Prin asta, Nord-Vest TV a devenit televiziune regională. Eu ar trebui să încep să spun dimineața, nu bună dimineața Satu Mare, ci bună dimineața Cluj, bună dimineața Sălaj, bună dimineața Bistrița, bună dimineața Maramureș și la urmă bună dimineața Satu Mare. Nu știu cum ar fi să-mi ajungă ziarele și din Cluj, din Bistrița, ca să citim și pentru dumnealor, nu? Cel puțin articolele acelea cu unde... Nu există. N-avem astăzi. Ba, avem. Și-a pierdut viața strivit de un buștean în pădure. Articolele astea cu tot felul de infracțiuni, accidente, întâmplări. Da. Întâmplări interesante. Ultima pagină, Transilvania, promovată de o fotografie de la o nuntă oșenească. Da, și aici o fotografie foarte frumoasă. E mașină decapotabilă cu coconii în spate. Stau frumos. Mașina înstruțată, că așa se numește la noi, vedeți? Ia uitați-vă ce o mașină frumoasă și coconii. Împodobită mireasa, țucu-i sufletul. Na, aș fi mâncat și eu un colac la nunta respectivă. Și boace, că așa li se spun în zona folclorică sarmalelor. Băi, am zis bine steliane. Îl am aici pe Stelian, care este o șandă colecție, om american de aici, de la Negrești. Da. Și-a pierdut viața strivit de un buștean în pădure, un bărbat decedat într-o pădure de lângă localitatea Vama. Polițiștii și pompierii au putut doar constata decesul bărbatului. Un bărbat în vârstă de 41 de ani și-a pierdut ieri viața după ce a fost strivit de un buștean dintr-o pădure din apropierea localității Vama. Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliție Județean IPJ Satu Mare, polițiștii din Vama au fost sesizați de către un coleg al celui decedat despre faptul că în pădurea respectivă a avut loc un accident. Accidentul a avut loc în jurul orei 10. Oamenii legii s-au deplasat de urgență la fața locului și din primele cercetări s-a stabilit că Iuliu S., în vârstă de 41 de ani, angajat al unei societăți în timp ce se afla cu colegii săi în locul menționat anterior, executând lucrări de curățare a parchetului pădurii, a fost trivit de un buștean. Păcate, în urma evenimentului a rezultat decesul acestuia. Da. Păcat. Mare, mare păcat.
omul mai avea zile. Dar vedeți dumneavoastră, astfel de accidente se întâmplă întotdeauna din cauza nerespectării normelor de protecție a muncii. Bun, să vedem cum e cu Transilvania. O fotografie care redă o nuntă tradițională oșenească este selectată pentru promovarea Transilvaniei. În concursul foto, stilul de viață european în Transilvania de Nord, au fost înscrise 587 de clișee, din care 121 au trecut de faza de preselecție. Una dintre fotografii redă o nuntă tradițională oșenească. Scopul inițiativei este acela de a contribui la promovarea Transilvaniei de Nord în Europa. Fotografiile redau locuri, clădiri reprezentative, oameni, cultură, tradiții și obiceiuri, evenimente și proiecte reprezentative din județe Satu Mare, Bistrița Năsăud, Cluj, Bihor, Maramureș și Sălaj. Printre acestea se găsește și clișee cu turnul pompierilor din Satu Mare, castelul Caroi din Carei, sâmbra oilor, dar și o fotografie care redă nunta din Oaș. Fotografiile vor mai trece printr-o sită de selecție, iar cele considerate cele mai reușite clișee vor fi publicate într-un album fototipărit ce va fi lansat la sfârșitul acestei luni la Cluj-Napoca. Nu, mie mi se pare bestială. De ce? Mai dă o dată fotografia, te rog, cu respectiva. Așa, ia uitați-vă, îmbinarea arhaicului cu modernul, adică o mașină ultimul răgnet care duce ce? Mirii îmbrăcați în costume populare. Costume populare care sunt exact aceleași de la 1850-1900 pe care le purtau oșenii la nuntă. Să știți că dumnealor și acum la biserică se duc îmbrăcați așa, chemătorii, pețitorii ăștia care se duc cu struțul pe la oameni, pe la poartă să invite la nuntă, se duc îmbrăcați așa, în folclor popular, dar seara deja la restaurant se duc în costum. Deci costum frumos, ca la Parlamentul European, nu mai vin în portul lor popular. La biserică, prin sat, una alta, zi mă că nu e așa. Așa este, bun. De unde știu? Păi, dar am fost la nuntă la turți, frate. Te joci? Și le zice cetierașul, derupe zongora în două, dacă dă cu cotul în ea. Așa. Asta voiam să vă spun, e îmbinarea tradiției cu modernul, ca o mașinuță decapotabilă, frumos. Se știe, ia ceva timp să se împodobească mireasa, că acolo sunt podoabe de colecție. Și pentru asta îi iubesc pe oșeni, pentru că își respectă tradițiile. Nu-și bat joc. La fel și pe codrenii iubesc, pentru că și ei își respectă tradițiile și pe ei vezi de multe ori la sărbători îmbrăcate în straiul mândru popular. Chiar aveam strigătura cu faceți-mă un pic de loc, ies codrenii mei la joc, cu spată și pinghileu, cum să poartă în satul meu. Da, râs. Le știu și astea, strigături, țâpurituri, toate le am în catalog. Da, ruperea USL, efecte minore la Satu Mare. Să trecem la prima pagină, vrei, nu vrei, ajung la subiectul pe care n-aș prea fi vrut să-l comentez. Și o fotografie cu vicepreședintele Consiliului Județean, respectiv președintele PSD Satu Mare Mircea Govor și cu președintele Consiliului Județean Adrian Ștef, de asemenea președinte, mi se pare, municipal la PNL, nu sunt sigur, dar așa cred. Așa, o să citim articolul, e la pagina 5, dar să vedem. Editorial, pohta ce a poftit crinule, sinuciderea PNL, semnat de Marius Oproiu. Și domnul Dumitru Păcuraru a avut ieri un editorial în Informația Zilei care titra, scria mare, sinuciderea PNL, ăsta era titlul. Atenție, fermierii din Crai Dorolți interesați de subvenții. De ce crede toată lumea că se sinucide PNL cu asta? Nu știu. Chiar nu știu, nu vreau să mă bag, nu vreau să vorbesc curând despre dumnealor. Așa cum vă spuneam, am prieteni în afară de PSD care... De acolo toți sunt prieteni. Am prieteni și în PNL. Și chiar îmi pare rău de ei, pentru că cineva zicea, băi, dacă crin ăsta s-a gândit numai la el, la aia din teritoriu nu s-a gândit. Dacă urmează o epurare și zboară zeci de directori, funcționari publici, așa mai departe, șef de birou și vine alții în locul lor și ăștia zboară. Dacă. La ăștia nu s-a gândit, la oamenii din teritoriu. S-ar putea ca acolo să nu mai țină figura cu ieșitul de la guvernare. De fapt, deja șeful ANAF a spus că el nu vrea să-și dea demisia. Bun.
Da, 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 da. Evaziunea fiscală în scădere la Satul Mare, pagina 3, dar ajungem imediat și la... Așa, ce are Valeriu Ioan, Stella Maris, o stea ce luminează. Urmează, da, pregătim cu Valeriu Ioan un spectacol pentru data de 7 martie, de ziua femeii. O să vă placă. S-ar putea să avem inclusiv un star de primă mână în spectacol pe care o să-l avem în Galeria Ocean pe 7 martie. Norvest TV, Valeriu Ioan, DJ Gabi. Proiectul îi aparține. Eu am spus, Valeriu, dragă, eu mă pricep mai bine să corectez unele proiecte și să vin cu idei noi decât să fac eu personal să inițiez un proiect de acest gen, de această anvergură, și vă spun și de ce. N-am timp. Nu am timp. Sunt implicat în alte... Da. Ruperea USL. Efecte minore la Satu Mare. PSD nu dorește să schimbe situația în Consiliul Județean și Primăria Satu Mare, singurii care ar putea fi schimbați fiind directorii de deconcentrate liberali. Ieșirea PNL de la guvernare va avea efecte doar la nivelul instituțiilor deconcentrate în județul Satu Mare. Funcțiile de directori deținute de liberali ar putea reveni fie PSD, fie UDMR dacă intră la guvernare. Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, declară că situația va rămâne neschimbată la Consiliul Județean Satu Mare și la Primăria Satu Mare. A ajuns peste noapte în opoziție, președintele Consiliului Județean, Adrian Ștef, mizează pe faptul că PSD și PNL vor continua colaborarea pe plan local. Păi haideți să vă spun ceva. Dumnealor au în derulare unele proiecte, infrastructură, modernizare, așa mai departe. Dacă se certau la nivelul ăsta, s-a alegea praful și pulberea de acele proiecte, pentru că n-ar mai fi fost votate. Ori dumnealor sunt acolo ca să muncească pentru județ. Nu, gata, pleacă clean, clean, ne certăm și noi. Nu ne certăm. Mergem mai departe. Se pare că la Satu Mare alianța USL va funcționa în continuare. Spre... Că serios, eu m-am săturat de atâta ceată-i. Spre beneficiul locuitorilor acestui județ. PSD nu dorește schimbări majore. Ruperea USL nu va provoca schimbări în Consiliul Județean și la Primăria Satu Mare. În schimb, va provoca schimbări la nivelul instituțiilor deconcentrate, au declarat ieri președintele organizației județene Satu Mare a PSD, Mircea Govă. După părerea mea, este o despărțire păguboasă pentru PNL. La nivel de județ, mare lucru nu afectează, mă refer în primul rând la Consiliul Județean. E adevărat, ca să fii președinte al Consiliului Județean în opoziție, nu e cel mai fericit lucru, dar avându-mă pe mine lângă el, nu va fi nicio problemă. La Consiliul Județean nu se va simți, în instituțiile deconcentrate probabil că se va simți. O spun sincer, chiar dacă îi respect pe toți colegii mei, dar faci politica guvernului Ponta cu oamenii PSD-ului, a declarat Mircea Govor. Probabil că UDMR-ul va veni la guvernare alături de noi și fiecare partid care e la guvernare își pune oamenii în teritoriu. Despre asta e vorba, a adăugat Govor. Corect, până aici nu pot să contrazic. Ce vă spuneam înainte să deschid? Înainte să deschid paginile ziarului, că fiecare partid își aduce oamenii lui și îi instalează. Și vedeți dumneavoastră, acum, datorită acestei ambiții personale a domnului Crin, unii vor pleca. Dumnealui nu s-a gândit că prin plecarea sa va afecta zeci de mii de familii în România. Da, liderul PSD Satu Mare a dat asigurări că nu va aproba schimbarea viceprimarului liberal al municipiului Satu Mare, Marcela Papici. Este un post politic și cât timp eu sunt președinte al PSD, nu se va întâmpla acest lucru. Nu se vor întâmpla niciun fel de mișcări de genul acesta la nivelul administrativ, pentru că atunci nu suntem oameni de cuvânt. Nu cred că este normal, după ce am câștigat alegerile într-o formulă, să o schimbăm atât timp când nu e cazul. Avem o majoritate în Consiliul Local cu cei care am câștigat, avem o majoritate și în Consiliul Județean. Acum să o schimbăm pe Marcela Papiș din funcția de viceprimar nu mi se pare corect și elegant. Acest lucru nu o să-l încurajez, nu o să-mi dau girul pentru un asemenea lucru, a declarat Mircea Govor. După cum vedeți, sunt foarte corecți cei de la PSD. Nu puteau să ceară înlăturarea, dar e chiar simpatică, e chiar de treabă doamna viceprimar Marcela Papici. O cunosc personal. Că
Mie mi-este simpatică, e ok. Am auzit că eu nu-i sunt prea simpatic. Nu știu de ce, că am vorbit frumos de Dumnezeu tot timpul, dar am auzit și astea, că nu-i sunt prea simpatic, că la o fază unde eu ar fi trebuit să apar, a spus nu ăla, sau toate pe la noi. În fine, eu am să vorbesc întotdeauna frumos despre Dumnezeu și în public și în privat. Adică și când mă întâlnesc cu unul altul, ăștia care umblă cu șopârlița, cu bârfele, cu șușanalele. Președintele Consiliului Județean Adrian Ștef mizează pe faptul că PNL și PSD vor continua colaborarea pe plan local. Vedeți, despre asta vă spuneam eu anterior. Am fost în delegația permanentă, am votat alături de colegii mei. Asta este poziția noastră. A fost un vot covârșitor pentru acest pas. Noi considerăm că protocolul USL a fost încălcat, însă pe plan local avem această libertate de a face colaborări în funcție de majoritățile create în urma alegerilor locale. Bun, ne-am lămurit și cu asta mai avem foarte puțin timp, gata, trebuie să ieșim. TDL salută intrarea lui Adrian Cosma în Consiliul Județean. Ia, dă-mi, te rog frumos, o fotografie cu Adrian Cosma. Da, îl cunosc, ne-am întâlnit ultima dată de Revelion, mi-a părut un băiat bine simțit. Nici n-ai zice că e avocat, știți că avocații sunt mai răi de felul lor. Dar a fost foarte bine simțit, am aflat și că anul ăsta face nuntă, i-am cunoscut și viitoarea mireasă, o tânără foarte frumoasă și bine crescută, să știți. Da, mai rar astfel de oameni. Bun, luăm pauza publicitară, știri, toate alea și ne întoarcem. Neața bună, dragi telespectatori, iată ne reveniți, 8 și 16 minute. Să nu uităm, o prietena noastră, solista Hermina Hotca, împlinește astăzi 14 ani și o respectiv invitata noastră de ieri. Îi dorim la mulți ani, multă sănătate și fericire, atât ei cât și familiei. Da, i-am cunoscut pe toți și chiar domnul Grigore Hotca mi-a lăsat o impresie foarte bună, un domn și jumătate. Să trecem acum la mondenități. Toată România s-a blocat în fața televizoarelor, în fața unei emisiuni noi de butăcărie. Butăcărie, da, bucătărie. Gătit, da. Cu Masterchef-ul. Iată ce declară Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei Masterchef, ci că unul dintre cei mai buni bucătari din România. Sinceritate debordantă, servită impecabil. Masterchef Florin Dumitrescu, ProTV, m-a spălat pe creier. E articol din ziarul Ring de azi. Florin, dacă ai fotografia, te rog să ne-o dai, să știe lumea la cine mă refer. Așa. Lucrează de la 14 ani. Îl știți acum, da? E ok. Și mi-e unul dintre cei mai simpatici, că ăla la Chel, Scărlătescu sau cum mai înjură. E plină de bipuri emisiunea și nu prea îmi plac ăștia care tot înjură în emisiuni. De ce? Că d-aia că eu n-am voie. Glumeam. Lucrează de la 14 ani în bucătărie, iar la 27 de ani ajung la performanța de a trăi un an întreg doar de pe urma a 3 luni de muncă la ProTV. Florin Dumitrescu a mărturisit pentru Ring că odată cu show-ul Masterchef s-a lăsat de bunăvoie spălat pe creier de PR-ii din Pache Protopopescu. Pus fără PR în fața unor întrebări directe, juratul Masterchef Florin Dumitrescu s-a străduit să se autocenzureze, scuzându-se la finalul discuției că nu a putut spune mai multe. Dau răspunsuri PR-istice. ProTV m-a spălat pe creier. Pierd contractele, declară dumnealui, dacă spun câți bani primesc. Prins între filmările la noul sezon Masterchef și familie, specialistul în artă culinară recunoaște că activitatea lui e atât de rentabilă încât nu are voie să spună cât câștigă din asta. Noi am început filmările, dar nu știu cât va fi difuzată emisiunea. 3 luni pe an sunt la ProTV și restul în grevă. Rentează să fiu jurat, normal că rentează din moment ce pe lângă asta nu mai fac altceva. Din când în când mai faci un restaurant, mai faci o reclamă. La 14 ani câștigam $100 pe lună. Acum nu vă pot spune cât câștig pentru că am clauză de confidențialitate și pierd imediat contractele dacă spun câți bani primesc. Am 7-8 contracte care mă obligă să nu spun câți bani fac, ne-a declarat Florin Dumitrescu. Oricine încearcă vreo prostie e dat afară. Întreba dacă la Masterchef se teme să guste de mâncarea preparată de vreun concurent mai recalcitrant, Florin a mărturisit că totul e filmat și oricine face glume proaste va fi eliminat fără drept de apel. Sigur că avem curaj să mâncăm din preparatele concurenților, că ei sunt supravegheați non-stop de camere și vedem tot ce fac.
Nu ai cum să faci nimic altceva decât ceea ce trebuie. Oricine încearcă vreo prostie să scuipe mâncarea din care vor gusta jurații, de exemplu, e dat imediat afară. Se filmează cu 18-19 camere. Cât? 18-19 camere. În același timp din toate unghiurile. Sunt căsătorit cu Cristina, care are 34 de ani, și împreună avem pe Ava, care a împlinit 9 luni. Fiica mea e cea mai mare realizare. Voi deschide un restaurant cu profil internațional, dar nu știu numele și n-am voie să vorbesc despre asta. Nu știu nici cât voi investi, încă nu e gata proiectul. Am doi asociați care nu sunt nume cunoscute. Da, vedeți cum i-a schimbat televiziunea viața în bine, că totuși e ceva de la 100 de euro pe lună să ajung la sume pe care n-ai voie să le spui. Asta ar fi una. A doua, știți cum este? În momentul în care intri într-o astfel de operațiune, nu mai e viață privată. Faza cu juratul care scuipă, am auzit și eu și chiar am fost invitat să văd filmarea. Patronul unui restaurant din Statele Unite, care nu mai avea timp să stea atâta prin bucătărie, a montat niște camere ascunse, fără să spună personalului. Și la un moment dat, unul dintre clienți i-a cerut ospătarului să ducă înapoi în bucătărie friptura, să o mai prăjească puțin bucătarul, pentru că nu e bine friptă. Și la faza respectivă, bucătarul a ridicat friptura din farfurie, a pus-o în tigaia cu ulei încinsă și a stat, la un moment dat a băgat furculița în ea, a ridicat-o, a scuipat-o bine de vreo 3 ori și a pus-o înapoi la fript și pe i-a pus-o în farfurie aluia. Păi a fost și dat afară. Vă dați seama că mârlănește la cel mai urât mod posibil. Probabil asta se referea domnul Florin Dumitrescu. De ce? Auziți și dumnealui de astfel de practici. Mai fac bucătarii câteodată când ne trimis mâncarea înapoi. Gândiți-vă bine. Înainte de a spune, bă, mai frige un pic. Nu știi ce se poate întâmpla în bucătărie. O veste bună, dragi telespectatori, pentru fanii grupului 3 Sud-Est. Yes! Se reunește. De ce zic yes? Pentru că și mie îmi place foarte mult 3 Sud-Est și știu că se cere și azi la evenimentele private. Laurențiu, Mihai și Viorel s-au reunit la 6 ani de la dizolvarea trupei și vor scoate un nou single, cică astăzi. Astăzi, dragi telespectatori, va fi lansat în prima audiție noul single al grupului 3 Sud-Est. Acest lucru nu poate decât să mă bucure. De ce? Sunt fan 3 Sud-Est până în măduva oaselor. Am chiar două fotografii cu ei. Și nu pe scenă și nu în public, stând în jurul unei mese la povești. Eu am fost invitatul lor și timp de 3 ani de zile mi s-au trimis în satul mare prin intermediul lui DJ Rolly Breaker hiturile lor. Deci ei mi le-au trimis, făceam parte dintr-un club select al celor 300. La 300 de DJ din țară trimiteau înainte de lansare melodiile și le aveam cu o săptămână înainte în cluburi. Păi când le prezentam, exploda sala. Au avut și au în continuare foarte, foarte mulți fani. Emoții, acesta este titlul piesei de revenire a celor 3 băieți care au făcut furor prin discoteci în anii 90 când cântau Amintirile. Dar Amintirile n-am primit-o înainte, că Amintirile a fost piesa cu care s-au lansat. Dar în rest, două albume le-am primit înainte, cât și extender mixurile lucrate chiar de DJ Rolly Breaker. Și dați-mi voie să vă spun că le aveam înaintea posturilor de radio. Asta prin intermediul... Cum am ajuns la ei? Vă spun simplu, prin intermediul lui Attila, bodyguardul lui 3 Sud-Est, fost ofițer într-o structură specializată, dacă îmi aduc aminte, într-o structură, da? Fost ofițer în organele române. Dacă îmi aduc aminte, vă aduc mine o fotografie să vă arăt, să-l vedeți pe Attila. Știți cât era? Turc, la origine, chiar din Constanța. Prin Attila am ajuns la ei și de acolo ei mi-au trimis înainte toate hiturile lor, înainte să fie lansate. 11 ani au scos pe piață hit după hit. Apoi în 2008 au decis să divorțeze.
De atunci, cei care au fost numiți regii muzicii dance au avut preocupări multiple. Viorel are propriul studio de înregistrări și un restaurant. Mihai a încercat din răsputeri să se impună ca solist, însă fără prea mare succes. Cel mai bine a dus-o Laurențiu Duță, compozitor ce a avut an de an piese de numărul 1 în clasamentele muzicale. 6 ani au tot încercat să se impună prin proiecte solo, însă nu au avut parte de același succes ca în formula de 3. Așa că de astăzi, Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș sunt din nou 3 sud-est și lansează piesa Emoții. Iar noua formație include și instrumentiști. Va fi foarte tare. Abia aștept să aud melodia. Bun, dragi telespectatori, se știe că există meserii care sunt apanajul unui sex. În marile restaurante toți bucătarii sunt bărbați, deși se știe în bucătăria de acasă femeia e cea mai tare. De asemenea, în frizerie cam tot bărbatul e cel mai tare. În schimb, la coafor, hairstylista numărul 1 e femeie. Dar ce ziceți voi, dragi telespectatori, că pe mine m-a dat pe spate chestia asta, de un șofer de camion femeie. Trebuie să fie șofer foarte bun. Ia uitați aici. E frumușică, are 22 de ani. Frumușică foc și lucrează ca șofer pe camion. M-a obișnuit foarte repede și îmi place ceea ce fac. Frumoasă, foc, delicată și foarte cochetă. Aceasta este prima impresie pe care o lasă Maria Daniela Cioanca, o bistrițeancă de 22 de ani care și-a ales o meserie neobișnuită. Lucrează în domeniul transporturilor, un sector dominant de bărbați. Tânăra conduce prin Europa un camion care, încărcat cu marfă, poate ajunge la 40 de tone. Vehiculul are 500 de cai putere, cutie automată, servo-hidraulic, lat de 2,5 metri, înalt de 4 metri și lung de 16, scrie bistrițeanu.ro, care a publicat un interviu cu ea. Mamă, soare! În Europa! Nici măcar nu aici în România, pe plan local. Că vezi o fată frumoasă, îi faci semn, hai, du-te, o respecti, nu chiar dacă tu ai prioritate, dar zi, du-te, mamă, că ești frumoasă, țu cu sufletul. Așa. Maria Daniela Cioanca s-a născut în Mureșenii Burgăului, un sat din partea de est a județului Bistrița Năsăud. Bârgăului, nu Burgăului, da, Bârgăului. Are 22 de ani, a terminat Facultatea de Administrație Publică, Științe Politice și Comunicării, vorbește 4 limbi străine, germană, spaniolă, engleză și franceză, iar din august 2013 lucrează ca șofer de camion. Poliglot, a? E fată deșteaptă dacă vorbește 4 limbi străine. Pasiunea mea de a conduce m-a încolțit încă de mic copil, însă tatăl meu îmi povestea despre mașini și mă lăsa să conduc fie prin curte, fie pe drumurile de țară. La 18 ani mi-am luat numai permisul pentru categoria B, deoarece urma clasa 12-a și m-am axat mai mult pe învățatul pentru BAC. În 2010 am absolvit liceul Radu Petrescu în Prundul Bârgăului, apoi m-am înscris la facultate la Bistrița, la UBB, la FSPAC, secția administrație publică. În anul 2 de facultate, iubitul meu, deținând permisul de conducere BECE, s-a angajat la o firmă din Spania care deține camioane matriculate și în România. Am hotărât amândoi să obțin permisul categoria CE și atestatele necesare și să lucrăm amândoi pe camion după ce mi-au licența în anul 3. Zi și făcut, am absolvit și la scurt timp am venit amândoi și am început lucrul pe camion. Am stat 6 luni în continuu numai în camion. Aici e casa noastră, bucătăria, living-ul, dressing-ul, tot. Multora li se pare ciudat, dar eu m-am obișnuit foarte repede și îmi place ceea ce fac, a povestit Daniela pentru bistrițeanu.ro. În doar jumătate de ani de când e șofer pe camion, Daniela a vizitat cele mai frumoase țări ale Europei. Germania, Franța, Spania. În pauzele de odihnă, tânăra își pune rolele în picioare și vizitează orașele prin care ajunge. Pentru că îndrăgesc sportul, avem cu noi în camion role. În septembrie 2013 am fost cu rolele 18 km într-o singură zi pentru a vizita Berlinul. Super! Jos pălăria pentru asemenea fată, are curaj. De ce? Pentru că în Europa se pot întâmpla multe lucruri. În afară de lucrurile frumoase, se pot întâmpla și lucruri rele. Are curaj, da? Și e și deșteaptă. Luăm pauza publicitară, ne întoarcem cu invitatul, dragi telespectatori. Bună dimineața, dragi telespectatori, ne-am întors din nou ca să facem show, suntem în direct, iată a sosit invitatul nostru, Răzvan Rafaelo Varga, dumnealui va lansa în această dimineață o melodie în prima audiție la ceaiul de dimineață. Bună dimineața, bine ai venit, Răzvane! Rafaelo, bună dimineața! Așa, Răzvan Rafaelo, câți anișori ai tu? Păi am 16 ani,
Sunt la liceu teologic. La teologic. Da. Să știi că eu am o părere foarte bună despre cei de la liceu teologic. Sunt foarte buni cântăreți. Am văzut corul vostru și am rămas pe spate. Da, am fost și aici la voi. Am tot respectul și pentru domnul director de acolo. E un om extraordinar, să știi. Mi-a plăcut și pentru doamna directoare adjunctă. Da, oameni jos cu pălăria, să știi. Da, n-am alte cuvinte pentru ei. Așa, sunt toți unul și unul. Și când ți-ai descoperit tu vocația? Păi de mic copil, deja de la 6 ani, practic, tot cânt. Dar nu, doar de aproximativ 3 ani când așa mai profesional. Doamna director Ardelean de la Protecția Copilului, doamna adjunct director Ardelean, ea mi-a găsit vocația asta și m-a îndrumat spre o școală. Sunt elev la școala de arte. Da. La domnul Deac. Fac cantă deja de 2 ani și luni mi-am lansat primul meu single, Before You Say Goodbye. Înainte să spui goodbye, la revedere, s-au rămas bun, da. Da, da. Before. Și cât timp ți-a luat să-l faci? 2 luni, practic. Așa. La ce studio ai fost? Leno Studio. Florin Gavriș. Cu cine ai colaborat? Cu Florin Gavriș. Da. Unde încadrezi tu? În ce gen această melodie? Pop dance. Pop dance, cam așa, da? Dance, pre-dance. Da, dar cu școala cum stai? Sperăm că asta nu ți-a afectat rezultatele. Nu, e ok și cu școala, mă descurc, sper să nu mă afectez. Dar nu, că nu o să lasă școala deoparte. Deci școala pe primul plan, muzica ca un hobby, ceva de genul. Ca un hobby, dar nu știi niciodată, poate te-ai putea lansa. Da, te-ai gândit să te prezinți la România Talent sau la X Factor? Sau da, să știți că de mult am vrut să mă duc, dar n-am fost încă sigur și am să mă duc cel mai probabil anul ăsta, cu siguranță, mă duc în august. Bravo, să știi că în cazul în care ajungi până acolo, satul mare va fi alături de tine. Sper să fie alături de mine și m-am gândit deja. Pardon, deja și cu ce piesă o să mă duc, de la A Great Big World, Say Something. Da? O să mă duc cu piesa aia, dar acum în august vreau să mă duc. România au talent. De mult am vrut să mă duc, practic. Am vorbit și cu Andra, pe Facebook discut cu mai multe vedete. Da? Da, da, da. Și profesorul tău de muzică de la liceul teologic ce spune? Păi profesorul meu de muzică de la liceul teologic... Am 2 profesori, practic. Așa? Așa. Unul dintre ei este și profesorul meu de canto, Răzvan Pap. Așa. El este de acord, chiar mă ajută și mă îndrumă, îmi spune ce să fac. Și dirigintele meu este profesor de muzică, îmi predă muzică liniară și chiar nu am nicio problemă, adică care să mă împiedice să fac ceva. Și faci parte și din corul liceului? Am făcut parte, acum nu mai fac parte, da. Am făcut o pauză, am luat o pauză. Să știi că am fost invitat la majoratul unei colege de-a voastre. Cum o cheamă? Hai. E fata unei doamne cadru didactic de acolo, bună, mai mult n-o să spun. Da. Și colegii au făcut o surpriză, a venit corul. Și când au început să-i cânte la mulți ani, mie mi-a căzut fața. Am zis, nu e adevărat, aud bine, e plăbea. Cine-s ăștia, frate? Avem asemenea valori în satul mare și nu știam. De ce? Pentru că sunt modești. Sunt de la Liceul Ortodox Nicolae. Da, sincer, nici nu îmi pare rău că am mers la liceul teologic. Este chiar frumos și ne învață. Numai bine învățăm acolo. Nu este greu liceul teologic, dar la început mi-a fost un pic greu la acomodare. Până te-ai acomodat, până m-am acomodat, dar m-am adaptat cerințelor. Nu este greu. Cel mai mult îmi place că mă lasă să fac ceea ce vreau. Da, nu-ți interzic că există și astfel de profesori care spun lasă-mă prostiile alea, pune-te pe matematică, fizică, da, chimie, nu, nici cu matematica nu ne stresează nici cu materiile astea, deci este așa că sunt, nu mă stresează. Nu, sunt la profesor. La profesor. Bună, știu că mergeam și eu la liceul teologic, n-am stat bine deloc, deci, cu matematica. Deci avem, nici eu n-am stat. În schimb, mergeam la olimpiade, la română, la fizică, franceză, limbi străine, da, astea. Este profil teologic. Română, istorie, voiam să zic, nu la fizică, la română, la istorie, geografie, astea la alte științe, știi? Nu cele exacte. Da. Este profil teologic, dar bine, asta nu înseamnă că nu facem matematică. Facem matematică cerințelor care în programă. Desen facem? Da, facem și desen. Și desen. Încă de performanță. Du-te. Ce înseamnă pentru tine de performanță? Adică facem foarte greu, desenăm icoane. Aveți colegi care pictează frumos icoane, da, deja? Da. Și domn profesor este un talent în a desena, deci foarte. Și pe mă cine le sfințește? Cred că părintele director.
Așa cum vă spuneam, am o părere foarte bună despre Da, și eu cu această ocazie îl salut și pe domnul director și pe doamna director și profesorii sunt foarte ok și mă întâlnim bine cu toată lumea din liceu. Bun. După prima melodie, dacă tu o să observi că are succes, ce vei face în continuare? Eu acum am vorbit și cu niște producători de la București. Asta am vrut să aud, da, zic că începe să devină interesant. Cu cei de la Prima TV, Canal D și Antena 3. Ei mi-au spus așa să le trimit piesa. Da. Ei o să vadă dacă e ok piesa și o vor difuza sau voi merge acolo la ei la București și mă vor da pe post acolo cu piesa, vor da piesa pe post. Am și o promovare... Codruț de la Antena 3 vrea să mă ajute să îmi promoveze piesa pe internet, cel puțin. Da, colegul nostru, prietenul nostru Codruț Rebic, un băiat deosebit, da. Da, am vorbit și cu el și mi-a zis că e un început și eu sper să fie piesa ok. Acum am ales să fie, am vrut în limba română, dar am ales să fie în limba engleză pentru că engleza merge peste tot acum și... Da, nu se știe niciodată, poate cineva îmi propune din străinătate o colaborare, nu se știe niciodată. M-a întrebat un cetățean american, ce se face că eu aici în România nu pot să învăț limba română, toată lumea vorbește engleza. Și am spus, băi, vouă vi se datorează, că și Bade Gheorghe de la țară știe engleza pentru că am învățat tot în filme. Noi n-am dublat filmele, noi le-am subtitrat. Da. Și foarte mulți au învățat cuvintele uzuale câteva acolo din filme. Ne-am spus, atenție mare ce vorbești cu ăla la prietena tău în engleză, că s-ar putea să înțeleagă mai mult decât credeți voi, românii ăștia. Da. De aceea zic că e ok, plus limba numărul 1 pe plan mondial. Da, a fost culmea să cânți o melodie în limba rusă. Pentru a doua, deja ne gândim și la a doua piesă pe care vreau să mi-o fac, o să fie în limba română. Bun, eu uite, chiar era aici când am anunțat revenirea grupului 3 Sud-Est, da? Da, da. Eu cred că ei ar fi fost de mult în Europa dacă ar fi cântat în engleză. Da. De mult erau în Europa, ar fi ieșit. Dar faptul că și, au cântat și în limba română i-a dezavantajat tot timpul. În schimb, i-a dus mai aproape de sufletele românilor, că ei cântă de dragoste. Da, știu. Știi? Chiar am zis, wow, că se întorc înapoi, a fost pentru mine așa ceva. Vor sparge topurile, sunt absolut sigur, au milioane de fani pe planetă. Mă refer la românii plecați afară, nu doar în România. Bine, cui ai vrea să mai mulțumești? În primul rând, doamnei director, Ardeleana Eugenia, doamnei... Doamna director Ardeleana Eugenia de la... Protecția Copilului. Așa. Pardon, am uitat să menționez de unde este. Este foarte, foarte ok, doamna director, și doresc să le mulțumesc celor care au pus-o în funcție. Ne ajută pe toți copiii. Da, un amănunt, nu știau telespectatorii, Rafaelu este de la Casa de Copii și s-a descurcat. Cred că e foarte greu să te descurci fără sprijinul unor părinți. Dar iată că au fost oameni inimoși care au fost alături de tine. Pentru că, datorită doamnei Ardeleana, am ajuns eu aici. Ea m-a susținut și financiar, și moral, și din toate punctele de vedere m-a susținut. Și împreună cu doamna Urda Livia. Și ei mulțumesc. Și ea de la 3 luni m-a crescut, practic, așa. Da? A lucrat la casa de copii, la casele de copii unde am fost eu. Și am păstrat legătura până acum, chiar dacă nu mai lucrează unde stau. Da. Foarte frumos din partea dumnealor, au tot respectul nostru. Da, le mulțumesc. Și acum eu o să te rog să te pregătești să ne cânti, îți doresc mult, mult succes și când faci a doua, o să-ți dau o carte de vizită să mă suni. Ok. Când faci a doua melodie, da? Venim și aici la voi la ansamblu. Asta am vrut să aud. Ok. Dragi telespectatori, până când Răzvan Rafael o se pregătește să ne cânte, îi doresc mult succes și îl asigur de tot suportul nostru. Să vă spun bancul zilei. E unul bestial, vai ce-mi place. Se duce Ion la poliție și zice: mi-a dispărut soacra, domnule ofițer. La care ăla zice ofițerul: dar știți că numai după 48 de ore declarați că a dispărut. Au trecut 48 de ore. Păi au trecut 48 de zile, domnul ofițer. Păi dar de ce n-ați reclamat mai repede? Păi nu venea să cred ce noroc am. Așa. Și
O alta care mi-a plăcut, i-am spus-o deja lui Florin Cățoiu, Facebook a cumpărat WhatsApp. Sper să nu cumpere și Poșta Română, că numai acolo n-am găsit invitații pentru Candy Crush Saga. E bestială. Dar, într-adevăr, Facebook a cumpărat WhatsApp-ul și vor trece și pe comunicare verbală, orală, că pe WhatsApp de acum erau, până acum erau doar mesaje și filme și de-astea. De acum se va putea, va face concurență efectiv Viber-ului. Bun, dragi telespectatori, eu îi mulțumesc lui Răzvan Rafael că ne-a onorat cu prezența. După cum vedeți, un copil talentat, un copil care s-a descurcat în niște condiții vitrege, condiții în care nu știu câți dintre noi ar fi reușit, pentru că în ziua de azi e foarte greu să reușești în viață fără sprijinul a doi părinți. Dar iată că părinții lui au fost substituiți de aceste doamne inimoase, de doamna Ardelean și de celelalte doamne care au pus umărul și l-au ajutat. Acum să-l auzim cum cântă, vom reveni cu Florin Mureșan cu sportul. Still crying for your smile. I'm dying every day. It's a new regret. Feels like I'll never forget. And all that I need, I'm trying to breathe. And I won't feel with no expressions, no impressions that I was saying goodbye to whoever made it happen. All I'm saying is mulțumim lui Raffaello. Iată că a ajuns și antrenorul nostru național, Florin Mureșan. Acum va intra probabil pe mâna hairstylistului să-i aranjeze bretonul și i-ați dat ziar. Dați-i la valieră, dați-i ziar, vă rog. Dar până când va intra Mr. Florin Mureșan, am să vă povestesc o fază de n-o să vă vină să credeți.
A născut în mijlocul orașului New York pe o trecere de pietoni. Într-o luni după amiază, mai precis luni după amiază, în plin trafic, o femeie a născut pe trecerea de pietoni în New York. Polly McCart a părăsit apartamentul ei din estul Manhattanului ca să ajungă la spital fiind în travariu. Femeia nu a rezistat și a născut în plină stradă ajutată de străini. E foarte adevărată vorba aia că mai repede te ajută niște negri străini decât neamurile. E? S-a adeverit că e valabilă și la americani. Polițipa, o, Doamne, vine copilul, iar eu am văzut capul copilului, a declarat un martor. Vă dați seama? Una dintre femeile care a moșit-o pe Poli a zis că este un miracol ceea ce s-a întâmplat în mijlocul orelor de vârf, chiar pe trecerea de pietoni. Mămica și copilul au fost duși de urgență la spital pentru a li se acorda îngrijiri medicale și a doua zi Poli și soțul ei au botezat fetița Isabel după numele uneia dintre femeile care au ajutat-o, dându-i haina să-i țină de cald ei și fetiței. Da. Prin asta s-a ridicat întotdeauna poporul american. Au sărit, au fost solidari. În ciuda faptului că există atâtea credințe și culturi diferite în Statele Unite, fiind după mine un al doilea turn Babel, mai încet acolo sau închideți ușa, vă rog. Suntem în emisiune, fraților. Ăștia aici ca la barul jos, la terasă. Da, Florin, ești gata? Nu mă enervez, dar totuși rog pe colegi să respecte o emisiune direct, să nu urle halul ăsta, că se aude până acasă la telespectatori. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Iată, l-avem deja pe Mr. Florin Mureșan, să-i dăm cuvântul. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt DJ Gabi, ne vedem mâine dimineață la 7 fix pe Nord-Vest TV, la o nouă ediție a ceaiului de dimineață. O zi bună vă doresc, bye bye! Bună dimineața, Gabi, uite că la tine de două ori s-a devenit vorba cu negru străin, cine știe, poate ar fi fost și străin și vreun negru pe acolo care a ajutat la naștere și, și totul n-a era, da. Bine că au ajutat, au făcut ca clipele acelea să fie mai ușoare pentru doamna respectivă. Hai să trecem la sport. Astăzi avem meci de basket la Satu Mare la ora 17. CSM Satu Mare întâlnește Basket Club ICIM Arad. Un meci, altă dată un derby pentru medalii, acum doar o întâlnire pentru clasament și de palmares, pentru că până la urma urmei rezultatul pentru cele două formații contează mai puțin. ICIM-ul nu prea mai are cum să piardă primul loc în sezonul regulat, iar echipa din Satu Mare e sigură de calificarea în play-off. Oricum, un meci între Satu Mare și Arad asigură întotdeauna un spectacol deosebit în sala LPS și cu siguranță așa va fi și astăzi. Mizăm și pe dorința de revanșă oarecum a celor trei jucătoare din Satu Mare care au evoluat și la ICIM Arad. E vorba de Enică Laza, de Andreea Oros și Cristiana Cutaș. Cristiana Cutaș chiar a câștigat sezonul trecut titlul de campioană cu ICIM Arad. De asemenea, de spus că arădencele au venit fără cea mai importantă jucătoare la Satu Mare, Destiny Williams, e accidentată și s-ar putea să fie înlocuită din lotul ICIM-ului până pe 28 februarie, așadar până mâine se mai pot face extra transferuri la basket. S-ar putea să mai apară ceva surprize, mai ales echipele din primele patru locuri se gândesc să își mai întărească pe ultima sută de metri lotul pentru a obține clasarea de final dorită la început de sezon. În ceea ce privește săptămâna aceasta, nu e singurul meci pe care basketbalistele l-au de jucat. Sâmbătă la ora 13 va fi și la Cluj partida cu Universitatea, un meci care nu se anunță a fi unul foarte simplu, în ciuda faptului că Universitatea Cluj ocupă o poziție în coada clasamentului. O echipă greu de învins, a plecat de acolo Florina Pașcalău la Șep și Sfântul Gheorghe, dar a rămas de asemenea un pivot experimentat Iudit Coidoci și de asemenea o echipă în rest cu jucătoare tinere și dornice, să spunem așa, de a face mai departe carieră și de a avea performanțe și un CV bun pentru sezoanele următoare. În ceea ce privește meciul din această după-amiază, intrarea rămâne liberă pentru spectatori, așadar la ora 17, sala LPS, Satu Mare cu Arad. Tot Satu Mare cu Arad se întâlnește că și sâmbătă în Liga a doua la fotbal, Olimpia întâlnește UTA în primul meci oficial al sezonului 2014. Arădenii s-au întărit în această iarnă, în ciuda problemelor financiare trâmbițate
în toată această perioadă, a divergențelor dintre conducere și spectatori și fani și suporteri și anunțurilor făcute că arena se va închide și că locul ei va fi construită o altă bază sportivă. UTA totuși merge mai departe în această formulă. Sunt câțiva jucători străini aduși pe ultima sută de metri, au schimbat și antrenorul în această iarnă, l-au adus pe Adrian Falub înapoi. Așadar, nu se anunță a fi un meci foarte simplu nici pentru Olimpia sâmbătă la ora 11. Astăzi îl avem pe Istvan Kovac, arbitru adițional la un meci de Europa League, Napoli cu Swansea, în tur a fost 0-0. În una Rădean e la centru, Ovidiu Hațegan, dacă tot veni vorba de duelul dintre Satu Mare și Arad, iată aici punem de o colaborare între un arădean și un reprezentant al județului Satu Mare în aceeași brigadă la un meci important din Europa League, Napoli întâlnește Swansea. Ceea ce privește extra fotbalul, să spunem că Amalia Tătăran merge la europenele din Israel de junioare și să sperăm că va reuși un rezultat bun acolo, în ciuda faptului că e accidentată la umăr. Anul trecut a cucerit medalia de argint la aceeași competiție, la europene, iar Simona Pop Deac e la Cupa Mondială, etapa ce are loc la Paris. Anul trecut Ana Maria Brânză a câștigat la individual acolo, iar echipa a fost pe locul 3. Să sperăm că acum și Simona va reuși să urce în clasament și la individual, iar cu echipa să urce de asemenea pe podium. În privința Ligii Campionilor, aseară Real Madrid a dat de pământ cu Schalke chiar în Germania, s-a terminat 6-1 pentru Real Madrid, iar în celălalt meci la Istanbul, Galatasaray și Chelsea au terminat la egalitate 1-1. Vești și despre handbal. Ieri la Federația Română de Handbal s-a decis noul președinte Alexandru Dedu împreună cu cei din Comitetul Executiv au decis ca din sezonul viitor Liga Națională să aibă 14 echipe atât la masculin cât și la feminin, așadar nu va retrograda nimeni. Bucurie și pentru cei de la CSM București la masculin și pentru CSM Râmnicu Vâlcea la feminin, vor rămâne, se pare, și sezonul viitor în Liga 1. Ar fi fost o șansă în plus, poate, pentru echipa din Satu Mare, dacă ar fi terminat sezonul pe locul 2, poate, cine știe, era loc de Liga Națională și pentru echipa din Satu Mare, dar se pot face calcule pentru anul viitor cu 14 echipe în Liga Națională. Cu siguranță va fi mai ușor de promovat în primul eșalon și acolo. Iar în ceea ce privește handbalul feminin, chiar și după înfrângerea suferită în etapa trecută la București cu CSM, fetele managerului Gheorghe Tadiș de la HC Zalău rămân cu șanse reale pentru calificarea în play-off, dar echipa e obligată să câștige următoarele două jocuri de pe teren propriu cu HCM Roman și cu CSM Cetate Deva. În ultima etapă sunt însă slabe șanse ca zălăuancele să ia puncte. Vor juca în deplasare la Brașov cu Corona, însă nimic nu e pierdut încă pentru echipa lui Tadic, baftă multă pe final de sezon regulat. Cam atât din sport, ne revedem și mâine dimineață la aceeași oră, să aveți o zi frumoasă alături de Nord-Vest TV.